În prima parte a zilei am avut o intervenție cu dantură fixă pe implanturi dentare, adică cu ajutorul medicului anestezist, care face parte din echipa noastră, și sub sedare conștientă am realizat extracțiile dentare, cât și inserarea a 12 implanturi dentare, 6 la partea de sus și 6 la partea de jos, astfel încât domnul Dumitru să poată de mâine zâmbi cu încredere și să poată să se alimenteze corect. După ce s-a terminat intervenția, am realizat un computer tomograf de verificare și o radiografie, astfel încât să ne asigurăm că implanturile sunt puse corect, și a urmat etapa de amprentă, care a mai durat cam vreo 30-40 de minute. S-a luat amprenta atât la partea de sus cât și la partea de jos, astfel încât să-i transmitem tehnicianul dentar datele necesare ca să poată fabrica acea lucrare provizorie și fixă pe care pacientul o va purta 6 luni. După cele 4-6 luni se realizează lucrarea finală. Această lucrare este o lucrare de zirconiu, material net superior lucrărilor din compozit. Prezintă o durabilitate foarte mare și o estetică deosebită. Între timp, colegii mei au realizat scanarea digitală a implanturilor care urmează să primească deja dinții și întreaga echipă a fost focusată astăzi să explice cât mai mult pacienților ce înseamnă dantură fixă pe implanturi dentare și ce înseamnă o igienă orală corectă. Tot în cadrul acestei zile ne-am revăzut cu pacienții noștri dragi care deja și-au realizat această intervenție de dantură fixă pe implanturi dentare. Am verificat cum se simt pacienții, cum este gingia, cum s-a vindecat. Este foarte important de făcut această mentenanță pe perioada de vindecare. Facem un control la o săptămână, la două săptămâni și după aia în fiecare lună, pentru că astfel ne asigurăm că pacientul menține o igienă orală corectă. Sunt un om normal, pot să zâmbesc, pot să-mi permit ceea ce îmi permiteam înainte.